față iese purtătorul de cuvânt al guvernului cu concluzii după discuția legată de situația la Bluier. Pot să vă anunț că în această seară a fost activat un număr unic al call center-ului gestionat de Ministerul Afacerilor Externe. Acest număr unic va fi publicat și pe pagina Guvernului și al Ministerului Afacerilor Externe, dar vi-l pot spune și acum. Este numărul de telefon la care cetățenii români aflați pe aeroporturi din afara țării noastre își pot semnala prezența și pot solicita asistență consulară și de asemenea să solicite sprijin pentru a ajunge acasă. Numărul de telefon care le este pus la dispoziție este 0040 751 08 45 37. Repet, 0040 751 08 45 37. Este call center-ul, este numărul unic gestionat de Ministerul Afacerilor Externe. După ce vor fi centralizate datele cetățenilor români care se află fiind afectați de suspendarea zborurilor Blue Air în aeroporturi din afara țării, aeronavele Tarom vor fi pregătite să efectueze zborurile necesare pentru ca românii de peste graniță să ajungă acasă în siguranță. Evident, toate celelalte măsuri de asistență consulară pe care Ministerul Afacerilor Externe le gestionează sunt deja activate, ca atare trebuie doar, repet, ca cetățenii români afectați de suspendarea acestor zboruri să își semnaleze prezența de pe teritoriul altor state. Guvernul va continua să implementeze măsurile necesare pentru a veni în sprijinul cetățenilor afectați și vom reveni cu noi date pe măsură ce acestea apar. Vă mulțumesc! Foarte scurt.